Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și așa cum am promis, după ce am realizat domnul Dovlecel, haideți să încercăm să realizăm acest suport pentru lumânare, suport în formă de floare de dovlecel. Aceasta este și noi vom încerca să o lucrăm astăzi dimineață. Dacă vă face plăcere, apoi o puteți lucra și dumneavoastră. Pentru aceasta voi folosi același fir Bravo cu care v-am obișnuit. Voi folosi croșetul cu numărul 3, dacă se vede la cameră. Vom avea nevoie de foarfece, de firul despărțitor și, bineînțeles, de acul cu gaură foarte mare pentru cusut lână. Fiind prezentate materialele, vom începe să lucrăm, nu este mult de lucru și vom începe formând în cercul magic în care vom lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Deci, acesta este piciorușul de început, pe care continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic și vom închide rândul cu fir alunecat. Din nou aici îmi va crea un pic de probleme. După cum știți, v-ați obișnuit deja cu modul meu de lucru. Iar acum, următorul pas pe care trebuie să-l facem este ca în fiecare dintre cele 6 piciorușe să facem o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Și ne vom întâlni la capătul acestui rând, după ce voi face această mulțire. Vom continua singure, întâlnim la capătul rândului. Vom începe următorul rând, vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. Două, urmate de o mulțire. Lucrând în acest fel, la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 3, după care vom face din nou o înmulțire și vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului. La capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 2 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte.
obicei aceste 30 de piciorușe scurte le vom lucra de două ori, două rânduri. Noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri pentru a continua proiectul nostru. Am lucrat cele două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt. Voi lua odată firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș scurt și voi face o jumătate de picioruș dublu. Deci voi trage firul prin toate trei și le voi închide împreună. Apoi voi lua din nou firul odată pe croșet. Voi face un picioruș dublu. Voi continua din nou cu o jumătate de picioruș scurt. Și cu un picioruș scurt. După care vom relua această secvență. Un picioruș scurt. O jumătate de picioruș dublu. Un picioruș dublu. Jumătate de picioruș scurt, un picioruș scurt și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt, trei piciorușe duble, și din nou un picioruș scurt, după care vom continua un picioruș scurt, trei piciorușe duble, scurt și vom continua astfel până la sfârșitul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua următorul rând și vom lucra 5 piciorușe scurte. După care vom întoarce lucru și vom repeta aceste 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Vom întoarce din nou lucrul. Vom lucra din nou 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Întoarcem lucrul din nou. Repetăm cele 5 piciorușe scurte. Deci vor fi în total 4 rânduri de câte 5 piciorușe scurte. Patru și cel de-al cincelea.
Vom întoarce lucrul. Vom sări primul picioruș scurt, vom intra direct în cel de-al doilea și vom lucra 1, 2, vom sări din nou un picioruș scurt și vom intra în ultimul, astfel vom obține un număr de 3 piciorușe scurte. Întoarcem lucru și vom lucra aceste 3 piciorușe scurte. Sper că se vede bine. 1, 2, cel de-al treilea. Din nou ne întoarcem. Lucrăm 3 piciorușe scurte. Întoarcem lucrul, lucrăm din nou cele 3 piciorușe scurte, 1, 2, cel de-al treilea. Întoarcem din nou lucrul și în acest moment vom face o scădere. Voi intra cu firul în primul, în cel de-al doilea, picioruș scurt, le voi închide împreună, voi face un ochi de lanț și voi coboră în jos cu piciorușe scurte. Felul acesta vom realiza prima petală. Greu mi este cu acest tip de croșet. Scuzați. O rețin atât de mult. Am ajuns la capătul rândului, după cum vedeți. Am realizat prima petală. În același mod vom realiza următoarele. Deci voi continua cu 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom întoarce lucru și vom repeta exact același număr de piciorușe, 5. Vă mai arăt o dată, după care vom lucra singure, 2, 3, 4, cel de-al 5-lea, voi întoarce lucrul, voi lucra din nou, 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, vom întoarce lucrul, lucrăm din nou cele 5 piciorușe scurte. Dacă tot este Halloween, măcar să facem toată seria, să spunem așa, și dovlecelul, și lumânărica, cu suportul ei. Pentru că știți că de obicei în dovlecel se pune o lumânare. Lumină, a
acum vom întoarce din nou, vom sări primul picioruș, vom intra în cel de-al doilea. Deci avem acum 1, 2, 2 piciorușe scurte, vom sări din nou un picioruș, vom intra în ultimul și vom obține un număr de 3 piciorușe scurte. Întoarcem lucrul, lucrăm din nou. 3 piciorușe scurte, 1, 2, cel de-al treilea. Întoarcem din nou lucru, repetăm cele 3 piciorușe scurte. 1, 2, lucrez strâns, nu vrea să intre, 3, întoarcem și vom lucra pentru ultima dată cele 3 piciorușe scurte. Iar acum voi face o scădere. Ați văzut cum intru direct în picioruș. Felul acesta le voi închide un ochi de lanț și voi coborâ în jos cu piciorușe scurte. Care vom continua în felul acesta, iar pe întreg parcursul acestui rând vom crea un număr de 6 petale de acest tip, în modul în care ați văzut că am lucrat eu. Deci de acum vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul lucrării. Sper să termin până se face dimineață, să pot încărca și acest tutorial. Așa. Și acum vom continua. Deci vom repeta singure toate aceste. Ia uitați-vă cum se prezintă. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Sunt la ultima petală, am făcut primele 5 piciorușe scurte, acum voi face cel de-al doilea rând de piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, voi întoarce lucrul, voi lucra cel de-al treilea rând de piciorușe scurte, 5, voi întoarce lucru, acum voi lucra ultimul rând de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea. Voi întoarce lucrul, sar primul ochi și lucrez 1, 2, voi sări din nou un ochi și voi intra în ultimul, astfel voi obține 3 piciorușe scurte, întorc lucrul, voi lucra pentru a doua oară cele 3 piciorușe scurte, voi intra de aici să nu rămână acea buclă. Acum întorc lucru, voi lucra a treia oară
povară care din nou face probleme. Mă voi întoarce, voi lucra pentru ultima dată cele trei piciorușe scurte. 2. Cel de-al treilea. Iar acum întorc lucru și voi face o scădere, așa cum ați văzut, am făcut, voi închide toate piciorușele împreună, voi face un ochi de lanț și voi coborâ în jos cu piciorușe scurte. 3. Și uitați-vă că am ajuns la capătul acestui rând, deci am terminat și această a șasea petală. Acum ați văzut că am făcut un picioruș alunecat, voi scurta firul . Voi închide lucrarea și voi ascunde firele de desubt. Voi întoarce în felul acesta, voi ascunde firele aici de desubt. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să le ascundeți cu acol. Eu le voi face cu croșetul, în felul acesta. Dăm un pic de stabilitate firului. Și veți vedea că am realizat din nou și astăzi ceva care poate fi util chiar și în viitoarele lucrări. Așa, acum voi ascunde și firul de aici din mijloc un pic. Stabilitate în felul acesta. Vom scurta firul. Capete de fire întotdeauna, așa cum vă spuneam, le vom păstra. După cum vedeți, am realizat și acest suport pentru lumânărică. Tind mereu să spun candeluț. Uitați-vă cât de frumos se prezintă. Și bineînțeles că alături de domnul Doblecel vă face o frumoasă impresie. Acum voi da deoparte acesta. Vă spuneam ieri seară că voi prezenta pentru doamnele care nu știu cum să lucreze acea codiță cu cârlionții pentru dovlecel. Așa, e vom lucra acum, vă voi prezenta și voi începe în cercul magic cu un număr de 4 piciorușe scurte. Deci voi face 4 piciorușe scurte. 1. 2. 3. 4. Voi închide cercul magic cu fir alunecat.
iar aceste patru piciorușe scurte le vom lucra de patru ori, deci patru rânduri de câte patru piciorușe scurte. În felul acesta vom crea codița. Noi ne întâlnim la capătul acestor patru rânduri pentru a continua. Am lucrat cele patru rânduri de câte patru piciorușe scurte. Acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o înmulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea 8 piciorușe scurte. 8 piciorușe scurte. Vom pune firul despărțitor pentru că va fi nevoie și vom lucra un picioruș scurt, o mulțire. Deci, începe un picioruș scurt urmat de o mulțire. Scurt, urmat de o mulțire, din nou un picioruș scurt, o nouă mulțire, iar aici, la urmă, un picioruș scurt și ultima mulțire. Voi schimba din nou firul și vom face un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci nu va fi nevoie să înmulțim. Vom lucra picioruș după picioruș. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. Și 16. Acum, dacă doriți ca acest căpăcel să fie mai larg, puteți să mai înmulțiți, dar cred că nu este nevoie. În acest moment ce vom face? Vom abandona firul despărțitor și vom începe să lucrăm ochiuri de lanț. 2, 3, 4 și vom continua până la 20. Am 20 de ochiuri de lanț. Acum voi face alte 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul odată pe croșet și voi intra în cel de-al 20-lea ochi de lanț pe care l-am lucrat. Deci în corespondența unui ochi de lanț vor veni 2 piciorușe duble. Voi trece în următorul ochi de lanț și voi lucra din nou 2 piciorușe duble. În fiecare ochi de lanț vom repeta în acest mod. 2 piciorușe duble și încet încet se vor forma acei cărlionți cu care natura a dăruit acestei plante datorită lor se poate agăța un pic peste tot. Planta de dovlecel se poate ridica. Și veți vedea că lucrând astfel până la capătul rândului, vom obține acei crețișori, acei cărcei pe care îi vedeți și la celălalt dovlecel. Vedeți că deja a început să se formeze. În felul acesta lucrăm. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a vedea cum se încheie. Vedeți cum se începe a forma. Am ajuns la capătul rândului, vedeți, s-a format deja cărcelul cu care se agață dublecelul. Voi intra aici în următorul picioruș scurt și voi închide. Dacă doriți să realizați mai mulți, veți proceda în același mod. Eu acesta l-am făcut doar pentru a vă arăta modul în care se poate lucra, după cum vedeți. Apoi totul se va veni cusut sau lipit pe dovlecel și aceasta va fi lucrarea noastră. Eu nu voi lipi pentru că am în plan să realizez altceva cu acel dovlecel. Va fi din nou o surpriză. Sper să vă placă ceea ce am învățat să lucrăm astăzi. Acest capăt de fir îl vom ascunde de desubt. Vă rog să scuzați anumite greșeli de exprimare. În primul rând, pentru că sunt foarte obosită, în al doilea rând, pentru că
îmi scapă uneori câte un cuvânt în limba italiană, vorbind aproape toată ziua această limbă, fără să vrei arunci un cuvânt care nu aparține limbii tale de origine. De multe ori, vorbind cu dumneavoastră la telefon, rămân setată pe limba română și mă adresez doamnei în limba română. Și apoi i-am spune, nu înțeleg ceea ce îmi spui. Și mă dau seama că vorbesc încă limba română. Dar și așa cum se întâmplă să vorbesc în loc de italiană română, așa și când vorbesc limba română, mai arunc un cuvânt italian. Vă rog să scuzați, sunt aici de foarte mulți ani și doar cu dumneavoastră, cei de acasă ce vorbesc limba mea, aceasta am avut de prezentat, aceasta am dorit să realizăm și astăzi sper să vă placă. Aș vrea, dacă este posibil, să dați un like, să lăsați un comentariu și, de ce nu, să scrieți cam ceea ce ați dori ca în timp să realizez pentru dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi frumoasă. La revedere!